Aș putea spune că ea m-a ales pe mine. Desenez de când mă știu, iar când eram mică, desenam pe asfalt, dar și pe pereții din casă. Lucru ce a determinat pe părinții mei să mă ducă la o școală de artă, încă din clasa 5-a, pentru a mă exprima într-un cadru organizat. Încă de la 11 ani am studiat arta, îmbrățișându-i toate poveștile sale. Iar decizia de a fi designer și de a crea ținute a venit destul de firesc și natural după 12 ani de studiu. Mă motivează fericirea oamenilor atunci când îmi poartă ținutele și puterea pe care outfitul potrivit ți-o oferă. Atunci când hainele te reprezintă în totalitate, când sunt confortabile, când ești tu cu adevărat în ele, intri mai încrezător într-o întâlnire de business și ești relaxat. Devii bun doar dacă ești perseverent în ceea ce îți place. Sfatul meu este să alegi un domeniu în care să-ți poți folosi toate calitățile, gândindu-te cu responsabilitate care este lucru pe care îl poți face cel mai bine pe lumea asta. Apoi trebuie să-ți dorești din suflet să reușești, să nu te lași influențat de micile dezamăgiri inevitabile și să continui să crezi în visul tău. Dacă munca este un compromis, ei bine, pe acesta l-aș putea menționa. Când termin la 22 de ani facultatea de arte, nu poți să te întreții din design și nici să fii un designer de succes. Bineînțeles că ziua am ales să fiu stilist pentru anumite reviste glossy de fashion, iar noaptea și în weekenduri lucram la colecțiile mele. Iar acum cele două segmente de design și styling pentru coperta revistelor, shooting-urile de modă se îmbină armonios și mi oferă o diversitate, noi provocări zilnic, iar creativitatea este fără margini.